Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou dialog de valoare. Astăzi, invitatul meu este Liviu Fenoghen. Bine ai venit, Liviu! Bine v-am găsit, mulțumesc. Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Cu mare drag! Și începem, ca de obicei, aici, în emisiunea noastră. Rugăm pe invitat să ne spună, cine ești, de fapt, tu, Liviu? Liviu Fenoghen, sunt directorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, CSALB, pe scurt. Denumire pe care nu noi am ales-o, pe care ne-a dat-o legea noastră internă, legea națională, Ordonanța 38/2015, este vorba despre un centru care se ocupă, are ca obiect rezolvarea nemulțumirilor dintre consumatori însemnând persoane fizice și comercianții din sistemul financiar bancar, asta însemnând bănci și IFN-uri. Mai pe scurt, este o poveste frumoasă, dacă vreți dumneavoastră, pornită dintr-o perspectivă europeană, deci are la bază o directivă europeană. Este vorba despre directiva 11/2013, referitoare la soluționarea alternativă a litigiilor între consumatori și comercianți, comercianții de toate naturile. În baza acestei directive s-a creat acest centru și în baza ordonanței care a transpus directiva la noi pe plan național, s-a creat acest centru care se ocupă de rezolvarea nemulțumirilor dintre consumatori și, așa cum am mai spus, bănci și IFN-uri. Un soi de ANPC? Nu este chiar așa. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este o autoritate de reglementare, până la urmă este o autoritate care are alte obiective. CSALB nu se compară cu ANPC, este, dacă vreți dumneavoastră, o unitate nu neapărat singulară, pentru că mai avem surori, entități surori de acest gen în România, din păcate cam puține deocamdată, mai sunt încă două și le voi aminti pe rând. Nu, este vorba despre un centru mai mic, nu suntem mai mult de 10-11 persoane în cadrul acestui centru, dar care are ca și obiectiv să încetățenească această idee, să transmită această idee că nemulțumirile pe care oamenii le au față de bănci și față de IFN-uri nu trebuie neapărat să se rezolve în instanțele de judecată sau știu eu prin alte modalități, se pot rezolva și de manieră amiabilă, de manieră voluntară, de manieră modernă, venind la acest centru. Venind înseamnă neapărat venind fizic. Da, da, da. Sediul centrului este în aproape de Piața Victoriei, pe strada Sevastopol 24. Spuneți, nu funcționează ca la finanțe că declarațiile online se depun la etajul 2. Nu. Tot la etajul 2 este și centrul. Dar este declarațiile bine online pot fi depuse dar online. Declarațiile online sau cererile online pot fi depuse online. Prin urmare, am spus de ANPC pentru că o caracteristică comună e faptul că e un loc unde consumatorii, și foarte important pentru că vom discuta asta, doar persoane fizice se pot plânge. Așa este. Asta facem și la ANPC. Da. Înțeleg că asta facem și la acest consiliu, care este la acest moment poate destul de puțin mediatizat, sau cred că puțin dintre cei care au credite bancare știu că au un asemenea instrument care ar putea să-i ajute în această lume în care bătălia unei persoane fizice cu o instituție bancară pare diferența dintre un purece și un elefant. Da, aveți dreptate. Prin urmare, tot ce înseamnă contractele cu băncile nenegociabile, de cele mai multe ori, persoanele fizice și în general cei care iau credite sunt niște executanți ai unor reguli, pentru că ai nevoie de bani, prin urmare i-ai primit. Da. De aceea cred că e foarte interesant să discutăm puțin despre ce faceți, ce sigur faceți voi acolo, mai ales în sensul în care eu cred foarte mult că și băncile trăiesc de pe urma noastră a celor care luăm credite. Știi? Și sentimentul ăsta că ar trebui să te duci la bancă în permanență cu pălăria în mână și ar trebui să asculți ce ți se spune, mi se pare că ar trebui schimbat oarecum. Și uite, exact, la schimbarea aceasta de paradigmă ajută și Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Sunt foarte multe detalii de clarificat aici și o să încerc să le clarific acum, pentru că ați ridicat foarte multe mingi la fileu. Bun. CSALB-ul este creat pentru domeniul financiar bancar, ceea ce înseamnă că la noi pot veni numai consumatorii, și o să fac un pleonasm intenționat, adică persoanele fizice, nu societăți comerciale, nu IMM-uri, nu SRL-uri, nici măcar PFA-uri. Deocamdată nu. Să deci numai persoanele fizice. Să știi că te voi întreba la un moment dat, sau vom discuta în dialogul nostru, ce fac persoanele juridice
care pățesc exact același lucru ca persoanele fizice și au o putere de negociere foarte mică, dar... Exact. Deci vin numai persoanele fizice, deoarece directiva despre care m-am amintit, directiva europeană, a perceput foarte bine imaginea pe care ai transmis-o tu, și anume adică acelui elefant versus purice. Da, așa este, persoana fizică se presupune că nu are neapărat o pregătire și așa este în majoritatea cazurilor, nu are o pregătire de specialitate, chiar dacă va citi contractul acela, poate că nu-l va înțelege în toate aspectele sale, în toate detaliile sale. Prin urmare, raportat cu în fața băncii, este într-adevăr, poate nu neapărat un purice în fața unui elefant, dar disproporție este vădită, mai ales că o bancă înseamnă că are nenumărate direcții, departamente care se ocupă de legal, de compliance, de, eu știu, de comercial, de marketing, etc., etc. Disproporția aceasta a făcut ca această directivă să încerce să ofere o egalizare, dacă vreți dumneavoastră, o repunere a părților pe aceleași poziții de negociere. Ceea ce înseamnă că singurul care poate să vină la centru și să adreseze o cerere este persoana fizică sau bun, și singura. În ce situații vine? Că bănuiesc că nu poți să o scutești de rate pentru că nu mai are chef să plătească. Adică... Foarte bună precizarea. Nu pentru că nu are chef să plătească, pentru că se poate deturna ideea pentru care a fost constituit acest, pentru care a fost construit acest centrul, dar se pune problema ce faci cu persoanele care nu mai pot să mai plătească din motive obiective. Ok. Persoane care și-au pierdut locul de muncă, persoane care din doi, eu știu, sau familii în care din doi, în urma unor tragedii, asta este, sunt omenești, rămâne un singur plătitor. Ce se întâmpla înainte de apariția voastră cu aceste cazuri? Lumea mergea în instanță. S-au adresat o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, la ANPC. Nu, dar banca nu înțelegea de ce era nevoie de instanță. Pentru că probabil nu, într-adevăr, nu reușeau să se înțeleagă direct sau poate că nu au avut, eu știu, un exercițiu al dialogului destul de bine perfecționat cu consumatorii lor. Okay. Și poate că la vremea respectivă nici piața nu era, să spunem, nici la ora actuală nu putem spune că în România este o piață saturată, dar nu se mai găsesc atât de ușor consumatori. Consumatorii, clienții băncii trebuie să fie păstrați. Și asta ajută centrul. Până la urmă, o rezolvare, și o să vă explicăm din ce manieră sau în ce manieră, o rezolvare a problemelor în fața sau la nivelul centrului, ajută banca să rămână cu acest consumator, să se împace cu el și să-și continue relația contractuală. De pe poziții renegociate, nu de pe aceleași poziții care au fost inițial. Și spuneam acum, care sunt motivele pentru care vine, da? Deci că a rămas fără venituri, că a rămas o singură persoană. Sau poate din potrivă, au apărut în familia respectivă alți doi copii sau, știu, alți trei copii, dar au rămas aceleași venituri. Situația financiară s-a agravat cumva. Persoanele nu mai pot să mai plătească și încearcă să-și rezolve problema de data aceasta crezând că vor putea să facă o renegociere cu banca. Și pe situația cu francii elvețieni, de exemplu, și povestea cu... Am avut și situație cu francii elvețieni. Era potrivită și pentru voi? Da, sigur că da. Pentru că viza o renegociere a contractului. Și am avut situații în care au fost rezolvate cereri ale consumatorilor care au avut credite în francii elvețieni. Acum, ce mai vreau să mai clarific în acest context fiind, nu numai problemele legate de credite. E adevărat că am 90% dintre problemele cu care consumatorii vin către noi sunt legate de credit. De ce? Pentru că este normal. Trebuie să plătești niște sume de bani și constați că la un moment dat, din motive obiective, nu mai poți să o faci. Repet, din motive obiective, nu subiective, nu pentru că nu vreau, dar din motive obiective nu mai poți să o faci. Dar s-ar putea să ai o problemă cu un card. S-ar putea să ai probleme cu, eu știu, cu mijloace de plată, cu un ordin de plată care n-a ajuns unde trebuie sau, știu, n-a fost executat cum se cuvine. S-ar putea să ai probleme cu, nu mai știu, cu depozite care au fost desființate, poate nu de o manieră tocmai corectă. Sau cu, eu știu, cu perceperea unor comisioane, nu tocmai, știu eu, justificate ca nivel sau ca valoare, etc., etc. Deci sunt o sumedenie de probleme pe care, practic, orice problemă ar putea să o aibă un consumator în relația sa cu banca sau cu IFN-ul, poate să fie adresată sau poate să fie, eu știu, rezolvată, rezolvabilă, adresându-se acestui centru, CSALB-ului. Spune-mi, te rog, cum vă văd băncile? Care este relația voastră cu băncile odată ce ați apărut, probabil, emanați de la acea directivă europeană. Exact. Situația centrului... organizație înființată prin lege, nu? Da, exact. Ok. Deci CSALB este înființată prin efectul ordonanței 38 pe 2015. Ca un ONG. Sunt acolo patru de tipul aproximativ al unui ONG. Okay. Singura, deci trebuie să clarificăm, este un, dacă vreți dumneavoastră, o entitate care este non-profit. Nu se urmărește să realizeze niciun profit. Okay. Nu acesta este obiectul nostru, să facem bani. Și să împăcăm pe consumatori cu băncile.
CSLB există de manieră de sine stătătoare, deci da, este o entitate de sine stătătoare cu personalitate juridică și se ocupă de relația consumatorilor cu băncile și IFN-urile, cum spuneam. La nivelul ASF-ului, Autorității de Supraveghere Financiară, a fost creată o altă entitate. Este vorba despre o direcție, se numește Direcția Salfin, care se ocupă de aceeași tipologie de probleme, dar în relația consumatorilor cu comercianții din asigurări, din pensii private și din piața de capital. Așa. Deci există această okay, entitate soră, dacă vreți. La nivelul ANPC-ului există o direcție SAL, de soluționare alternativă a litigilor, care se ocupă de relația consumatorilor cu orice alte business-uri care nu și-au constituit un centru SAL propriu. De ce spun asta? Imaginați-vă că Bulgaria are 16 centre SAL. 16 centre SAL. Am zis Bulgaria pentru că suntem cam în aceeași situație cu ei. Am intrat împreună în Uniunea Europeană, unde veți în NATO și așa mai departe, și ne-am dezvoltat oarecum cam în același timp relația cu spațiul european. Au 16. Pentru telefonie, pentru energie electrică, pentru transporturi rutiere, feroviare, etc., etc. Au 16 deci, președinți, exact, am înțeles. Dar au și 16 business-uri, adică oamenii se duc acolo, se vede efectul lor din ce știi. N-aș putea să vă spun, pentru că n-am cercetat să vedem care sunt rapoartele pe care le da. Dar au aceste centre, este imposibil în momentul în care se creează, ușor, ușor, da, și deși promovezi, ceea ce facem noi acum, da, aducem la cunoștința consumatorilor, așa, nu se poate ca lumea aflând să nu încerce să vină. De ce ar veni un consumator? Înțelege. Așa, dar te întreb, băncile cum vă văd? Băncile. De la bun început, este evident că nu toate băncile au perceput utilitatea acestui centru SAL. Important este că marile bănci au perceput-o. Important este că și-au dat seama că acest centru SAL poate să joace un rol și joacă un rol foarte important într-o, eu știu, normalizare, într-o recâștigare a încrederii pierdute în fața consumatorilor, mai ales în perioada de criză, când oamenii au fost supărați pentru, știm prea bine care au fost problemele din perioadele respective, și mai ales pentru avantajele pe care CSALB le aduce în modalitatea de soluționare a litigilor. Și aici o să spun, de ce ar veni o bancă la CSALB? Care este, înainte de asta, punctul de contact între voi și bancă? La nivel de președinte, la nivel de direcție juridică, la nivel de relații clienți, la nivel de vânzare, la este nivel foarte de risc? Bine. Dacă vreți dumneavoastră, la nivel de tot. Nu știu dacă neapărat la nivel de președinte, pentru că o cerere pe care noi o primim din partea unui consumator nu se transmite către cabinetul președintelui sau vicepreședintelui, dar la nivelul fiecărei centrale, și acesta este avantajul, în momentul, sau eu știu, în comparație cu momentul în care consumatorul merge să-și rezolve problema la agenție. Se duce la o agenție sau la o sucursală și ni se spune că fie a vorbit cu o persoană care n-a avut timp, n-a avut chef să-l asculte, da? Fie a vorbit cu o persoană care l-a ascultat, dar care n-are niciun fel de forță de decizie. Făcând o cerere prin intermediul CSALB, acea cerere merge către centrală, către centrala băncii, unde este constituit un departament, un compartiment, un serviciu. Fiecare bancă s-a organizat în modul său propriu. Dar unde există input din partea tuturor direcțiilor implicate pe care dumneavoastră chiar ați numit. Adică legal, adică de compliance, poate să fie marketing, poate să fie comercial, poate să fie eu știu ce alte depinde relația cu consumatorii. Cerere. Exact. Da? Plătește ceva consumatorul pentru acest serviciu? Nimic. Consumatorul nu plătește nimic. Deci nu există nicio taxă pe care consumatorul să o plătească CSALB-ului ca să-i se rezolve problema. Și sunt costuri zero. Ce trăiți? Costurile sunt suportate de către sistemul financiar bancar. Aceeași directivă prevede foarte clar. Orice business trebuie să fie încurajat să-și creeze un propriu centru SAL, o entitate SAL, da, pentru a rezolva problemele pe care ele generează consumatorilor. Dacă generezi probleme și consumatorilor... Și plătesc o cotizație? Sau exact, exact. Este vorba despre o cotizație. Stabilită despre prin cotizație. Lege sau... Nu. Este o vorbă despre o cotizație pe care Asociația Română a Băncilor o suportă în temeiul unor ARB-ul criterii. ARB-ul plătește direct? Care ARB-ul, cu ARB-ul între... ARB-ul, ANPC-ul, BNR și asociațiile de protecție a consumatorilor au câte un reprezentant în colegiul de coordonare al CSALB-ului. Am înțeles. Da, okay. Cei patru desemnează al cincilea membru, care este un membru independent. Așa. Da. În prezent nu există un reprezentant al asociațiilor de consumatori. A existat, a fost retras și ulterior nu s-a desemnat un altul, dar avem speranțe că se poate rezolva problema într-un timp foarte scurt. Okay. Și ne dorim din tot sufletul să se rezolve și să revină și al cincilea membru. Oamenii, persoane fizice au diverse probleme cu băncile. Da. Și aud despre... CSALB. Despre, sau caută chestiunea asta. Ce au ei de făcut? Foarte simplu. Cel mai simplu este să intre pe site-ul nostru, www.csalb.ro. De pe prima pagină vor fi orientați către un formular. De anul trecut avem o aplicație IT. Acest formular, foarte ușor de completat, 24/7 accesibil, adică poate să fie completat sâmbătă, duminică, cum vreți dumneavoastră, din vârful patului, ca să spunem așa. Se completează foarte simplu, ei se expune problema foarte simplu în terminologie, cum vreți dumneavoastră, comună.
30% din cererile pe care le primim sună câteva de genul: eu nu mai pot să mai plătesc ratele. Ajutați-mă să găsesc o soluție. Deci nu este ca în instanță unde ar trebui să spun care e articolul de lege, care e articolul de, eu știu, din convenție sau din contractul de credit. Nu, pentru că la CSRB nu se analizează după lege. Analiza cererii consumatorilor se face după criterii de echitate. Okay. Până, dacă vreți, asta și de moralitate. Este corect? Este echitabil? E normal să se întâmple așa? Bun. A completat această cerere, da? Dacă nu vrea să completeze în aplicație, poate să descarce niște formulare pe care le completează, fie de mână, fie la calculator, și le trimite pe adresa office@csrb.ro, este adresa secretariatului de procedură, dă drumul la această cerere, cererea ajunge la noi la centru, este trimisă către bancă. Banca decide dacă vrea să intre sau nu în procedură, pentru că este procedură voluntară. Și consumatorul este liber să decide dacă vine la noi. Din experiența de până acum, băncile au intrat sau au refuzat? Intră din ce în ce mai mult. Intră din ce în ce mai mult și am să vă spun din ce cauză. Imaginați-vă că în primul an, în 2016, noi am început activitatea din martie 2016, 1 martie 2016. Este creat centrul din septembrie 2015, dar imaginați-vă că până când s-au făcut procedurile, până s-a găsit un sediu, toată munca aceasta administrativă a durat vreo câteva luni de zile. În 1 martie 2016 primiseră primul dosar, dacă vreți dumneavoastră, și s-a prima cerere care s-a și constituit în dosar. Deci vorbim despre cereri care, dacă sunt acceptate de bănci, se transformă în dosare. Din 235 de cereri în primul an, au fost constituite numai 46 de dosare. Deci nu prea multe, dar aproape 75-80% au fost respinse. În anii următori, da, acest procent a început să descrească. Astăzi ne aflăm undeva, noi, ținta pentru finalul acestui an este undeva de 30%. Adică doar 30% să fie respinse, 70% adică să fie admise. Și din cele admise, 70%, câte au condus la un rezultat favorabil pentru persoana fizică? E foarte bună întrebare, dar o să încerc să o parez acum. Noi nu avem rezultate favorabile pentru persoane fizică, noi avem rezultate win-win, în care amândouă părțile își dau palma. Nu este ca în instanță unul pierde și altul câștigă, da? Nu, este bine, am înțeles foarte bine ce spuneți. Adică 90% dintre dosarele care s-au format, părțile s-au împăcat. 90%. Și această, dacă vreți să și acest procent... Știi cum e cu păcatul? Dacă eu îți spun că nu mai am bani să plătesc... Da. Și vreau să plătesc mai puțin. Da. Și tu ai acceptat, da. Înseamnă că a fost soluționată favorabil. Da. A fost absolut acceptat. Exact. A fost am spus absolut prietenește. Știți cum este? Adică dacă împăcarea merge acolo, până unde poți să plătești? Și o să exemplific cu un caz de anul acesta, care a fost soluționat undeva la începutul, în luna martie, de către o doamnă conciliator. Deci partea, noi partea administrativă a centrului ne ocupăm cu soluționarea. Conciliatorii sunt cei care sunt avocați de renume, 20 de avocați și un expert economist. Care sunt angajați ai centrului? Nu, sunt în raport de colaborare. Sunt avocați cu nume sonore, nu o să dau niciun nume pentru care semna cumva să crez... Eu știu, nemulțumit pentru altcineva. Dar ei nu pot să facă asta pe persoană fizică? Pe bani, mulți, da? Ori la CSLB o fac pentru 675 de lei. Atâta primește conciliatorul. Nu plătește nimic. Consumatorul nu plătește absolut adică nimic. Adică îmi spui că dacă acel consumator se aduce direct la avocatul care are experiență în povestea asta, corect, ar trebui să-l plătească pentru acest lucru. În funcție de prestanță, în funcție de așa. Da, venim prin CSLB, el nu plătește absolut nimic, iar persoana respectivă este plătită cu 675 de lei. Ok. Bun. Spuneam deci că acest conciliator analizează problema din punct de vedere... Exemplu. Da, conciliatorul, de exemplu, era din luna martie acestui an. Un conciliator a redus, dacă vreți dumneavoastră, efortul de plată al unui consumator cu 44.621 de euro. 44.621 de euro. Și am mai explicat. Păi 50.000 de euro fusese creditul inițial. 50.000 fusese creditul inițial. El a mai crescut, într-adevăr. Și 44.000 numărat pe toată perioada creditului, da? Tăiat din sold. Deci tăiat din sold, practic, a fost. Persoana respectivă, o doamnă din Maramureș, a încercat să-și rezolve problema și în 2017, tot la nivelul CSLB-ului, s-a făcut o restructurare la momentul acela, a încercat să plătească suma restructurată, n-a reușit și până la urmă banca a venit și a spus, o bancă mare, n-are importanță acum că nu vom da nume, a spus, da, cât puteți să plătiți pe lună? Păi 1000 de lei. 1000 de lei se poate plăti pe lună? Da. Tăiem 44.621 de euro și restul ce mai rămâne împărțim în mod egal ca să puteți să plătiți. Ca să puteți să plătiți. Oferte. Cred că sunt mulți care ar vrea așa ceva. Nu cred că ar vrea. Pentru pentru că a fost un caz social. Creditul respectiv fusese luat pentru o operație
pe cordul copilului din familia respectivă. Am înțeles. Okay. Prin urmare, credeți-mă, nu ne dorim să ne aflăm în situații. Așa sună foarte frumos, știți că e 44.621. Okay. Dacă te duci însă la rădăcina care a generat acest credit, această nevoie, mai bine nu. În schimb, nu toate sunt atât de tragice, da? Anul trecut am avut o persoană care a negociat cu două bănci la nivelul CSLB-ului, doi conciliatori diferiți, care nici n-au știut până la urmă că persoana respectivă avea două solicitări. Și chiar dacă știau, fiecare și-a analizat dosarul în mod particular, în mod individual. Au obținut o reducere de 39.000 de euro în raport cu o bancă și o reducere de 17.000 sau 18.000 de euro în raport cu o altă bancă. Deci, sunt consecințe asupra respectivilor consumatori? Băncile îi notează acolo ca niciun caz. În niciun caz. Nu. Sunt cazuri. Multe dintre ele sunt cazuri. Nu, în niciun caz. Sunt cazuri, majoritatea, multe dintre ele sunt cazuri sociale sau cazuri în care persoanele se află în imposibilitate temporară sau poate permanentă de plată și atunci se adoptă inclusiv ștergeri totale de datorie. Am avut și astfel de cazuri în care s-a șters absolut integral persoana respectivă. Nu mai putea să mai plătească, eu știu. Iarăși, nu vrem să fim în situația respectivă persoane. Dar nu înseamnă că este cumva blamat sau știu, sau înfierat. În niciun caz. Se continuă relația mai departe. Cât durează o asemenea poveste? Termenul maxim prevăzut de lege este de 90 de zile. La noi s-a rezolvat, termenul mediu este de aproximativ 55 de zile. Apropo de ratele care sunt scadente, se opresc ele în momentul în care începe procedura sau nu, relația dar cu banca nu, continuă? Nu, relația firesc cu banca continuă în mod firesc, pentru că procedura tocmai asta este și rostul să se rezolve cât mai repede, astfel încât omul să nu ajungă să fie, eu știu, să fie presat de această imposibilitate. E foarte bine că persoanele, cei care au venit, au înțeles și vin din timp. În momentul în care simt că există o problemă, nu așteaptă ca ea să se agraveze, să ajungă, știu eu, în faza de executare silită, Doamne ferește, deși am avut și cazuri din executare silită, când a venit omul și a spus: "N-am avut cum să plătesc, acum m-am angajat, pot să vă plătesc 500 de lei pe lună." Banca a înțeles, a făcut un act adițional la contractul existent, s-a oprit executarea silită, vi s-a ridicat poprirea, de fapt era poprire și începuse să fie executată casa. S-a oprit și executarea imobiliară și persoana respectivă a continuat să plătească câte 500 de lei. Deci, da, mi se pare o informație extrem de valoroasă pentru cei care sunt, că mulți dintre oamenii din România avem credite bancare. Deci e bine de știut. Și repet, nu numai credite. Am înțeles tot ce înseamnă relația cu băncile. Sigur, să nu se transforme nici într-o zonă în care toată lumea, faptul că nu ți-a zâmbit cineva de la ghișeu, va trebui să depui o cerere, că tot e 24.7 sau așa mai departe. Da. Timpul, să știi că a zburat foarte mult, vreau să mergem puțin și în zona persoanelor juridice. N-ar fi firesc să fie și pentru persoanele juridice? Măcar pentru persoanele juridice care, eu știu, n-au o capacitate financiară sau, știu, n-au o potență financiară atât de mare, să spunem, da? Au fost persoane juridice, de exemplu, care au fost înștiințate foarte de curând, deși trebuia cu ceva vreme în urmă, că datorită indicatorilor și regulilor băncii, li se înjumătățește linia de credit. Prin urmare, mai aveți 10 zile și noi vă vom lua din cont acea sumă. Ce fac companiile mici în cazul ăsta? Directiva, într-adevăr, este foarte clară, foarte explicită din această perspectivă, percepând consumatorul persoană fizică, fiind în disproporție cu banca. Se presupune că o persoană juridică, o companie, o firmă, mai ales dacă este o firmă mare, își permite să-și angajeze avocați, eu știu, experți contabili, financiari, etc., etc., ca să iasă din impas sau măcar să aibă pe cineva de egală pregătire cu personalul din bănci sau din IFN-uri. Însă, da, se poate pune problema. Deocamdată nu se poate. Deci cadrul legal actual nu ne permite. Ce poate să facă în acest caz? Ok, există și alte situații, alte posibilități de rezolvare, chiar și alternative, adică nu trebuie neapărat să ajungă în instanță. Poate să se poate încerca un arbitraj. Nu, mă gândeam că o mediere mă gândeam că dacă există un acest organism specializat, că dacă faci o dată de două ori cu aceeași bancă, pentru că nu avem un număr infinit de bănci, discutând cu fiecare, se creează o chestiune de credibilitate între ele și probabil că această soluție discuta, dar aceasta, să știți, că este o soluție la îndemâna legiuitorului. La îndemâna legiuitorului. Nu spun nici că ne dorim, nici că nu ne dorim, pentru că la ora actuală nu ne putem permite din punct de vedere legal să facem așa ceva. Dar dacă legiuitorul va aprecia că este necesar, se poate extinde competența centrelor SAL, nu spune neapărat acestea ALB-ului. Asta ar însemna orice alt centru SAL să aibă o competență egală. Cred că rolul vostru devine extrem de important pentru că, până la urmă, el este accesat de oameni. Iar business-urile sunt compuse tot de oameni. Da. Iar dacă oamenii vor constata că e în beneficiul lor, se fluidizează procesul, rezultatele sunt oarecum așteptate, e de analizat și de văzut dacă
Sigur, plecând de la această experiență, care cu cât va crește mai mult și va fi mai cunoscută, poate să fie și mai mult extinsă și înspre zona de business, mă gândesc. Așteptăm să mai evoluăm. Deocamdată suntem într-o creștere evidentă de business. De la cele 235 de cereri din primul an, am ajuns să serăm la finalul anului trecut la 1293 de cereri, iar anul acesta deja avem peste 1625 de cereri. De la cele 46 de dosare am ajuns la finalul anului trecut la 550 de dosare, iar acum deja avem peste 510 dosare, deci vom depăși cele de la finalul anului trecut cu siguranță. Important este, aș fi vrut numai un pic să punctez, să înțeleagă oamenii, cei care ne ascultă, consumatorii, cât de simplă este această procedură. Și spuneam că se poate completa această cerere care este trimisă ulterior către bancă. Banca, dacă acceptă să intre în procedură, se desemnează un conciliator de manieră aleatoare, ordine alfabetică și în funcție de gradul de încărcare. Acest conciliator vorbește cu consumatorul prima dată, ulterior cu banca, încearcă să găsească o soluție și le propune o anumită soluție pe o foaie de hârtie. Da? Ceea ce în cadrul medierii nu se poate face. Deci asta este diferența specifică, dacă vreți dumneavoastră. Respectiv, consumatorul și omul din bancă se întâlnesc față în față? Se pot întâlni față în față, asta este la decizia conciliatorului. Dacă simte că nu sunt atât de adverși, se pot întâlni într-o ședință comună. Însă dacă adversitatea este extrem de mare, nu are rost să face amestec exploziv în camera de conciliere. Se ascultă fiecare parte separat. Bun. Și ulterior se propune această notă de soluție. Oamenii pot accepta sau pot refuza nota de soluție. Dacă o acceptă amândoi sau dacă ia nota de soluție, mai poate fi și negociată un pic, un fine-tuning pe nota respectivă. Și dacă este acceptată de ambele părți, se transformă într-o hotărâre care are efectul unei hotărâri judecătorești, definitive și executorii. Este titlul executoriu. Am înțeles. Liviu, îți mulțumesc foarte mult pentru și eu vă mulțumesc. Aștept să ne mai vedem periodic, să vedem ce s-a întâmplat cu acest trend. Vă mulțumesc foarte mult și promitem să fim la fel de transparenți cum suntem și acum și cum vom fi. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc.